Umanitatea, spunea Martin Luther, seamănă cu un om biat, gata să cadă când de o parte, când de alta. Cel mai greu lucru în viață este să ne găsim echilibrul, măsura, proporția. Poate că adevărul se află undeva la mijloc, așa cum obișnuim să le spunem altora. Într-o lume în care oamenii se radicalizează, aleg extremele cu atâta ușurință, calvinist versus arminian, contemporan ori tradițional, conservator sau liberal, ecologist versus conspiraționist, vă invităm să ne găsim împreună tensiunea creativă și buna funcționare. Cu siguranță adevărul lui Dumnezeu îți va echilibra viața. Iată câteva din subiectele pe care urmează să le abordăm. Sfânt și păcătos, credință și fapte, autoritate și supunere, mândrie și smerenie, predestinare și și liber arbitru, har și lege, libertate, responsabilitate și în lume, dar nu din lume. Dacă polarizarea este tendința umană, armonizarea este opțiunea divină. Semnul că te afli în prezența lui Dumnezeu e că ți se reconfigurează lucrurile și trăiești un soi de armonizare pe care nu o credeai înainte posibilă în vreun fel. Se spune că la un moment dat diavolul se plimba cu una dintre cetele sale și au zărit un om în fața lor care ridica ceva strălucitor. Ce a găsit? Întreabă cohorta. O parte de adevăr, răspunse diavolul, și nu te neliniștește că a găsit o parte de adevăr? Au întrebat demonii. Nu, a fost răspunsul diavolului. Voi avea grijă să-l transforme într-o religie. Ei, aceasta e miza materialului care ne stă înainte în săptămânile următoare. Pericolul de a-ți face Dumnezeu dintr-o jumătate de adevăr. Și te invită la un exercițiu de onestitate, nu de a te grăbi, ci de a aștepta să păstrezi lucrurile în tensiune, în echilibru, în așa fel ca să poți crește împreună cu ele. Poate că jumătățile de adevăr sunt primejdioase, întrucât ascund un iz malefic. Ăsta e lucru care mă îngrijorează și care mă alertează din start, intrând în această nouă serie. Așadar, extremismul, fanatismul religios, râvna fără pricepere, raționalismul fără inimă, nu vin de la Dumnezeu. Sunt invențiile noastre, percepțiile noastre, subiective și limitative. Sunt încercări umane eșuate. Și cu toate astea, îmbrățișate de prea mulți oameni care preferă siguranța în locul îndoielii, previzibilitatea în locul frământării și răspunsurile în locul întrebărilor. Mi-am formulat și o rugăciune pentru această serie care sună în felul următor. Doamne, ferește-mă de fanatismul extremelor și de mediocritatea jumătăților de adevăr. Paradoxul, mai curând decât infatuarea, este etosul sau cultura împărăției. Paradoxul înseamnă, este un enunț contradictoriu, dar care în același timp poate fi demonstrabil. O să vă surprindă, dar din punctul meu de vedere, teologia, învățătura, Evanghelia prezentată de Mântuitorul are în esență această sămânță de scandal a paradoxului. Vă voi da doar un exemplu și veți putea căuta pe paginile Sfintei Scripturi alte exemple. Mântuitorul spune la un moment dat, oricine va vrea să-și câștige viața,
o va pierde printre degete. Oricine își va pierde viața, o va câștiga. Este un enunț care poate fi verificabil și în viața reală. Știi că sunt anumite lucruri, ți-i teamă de ele, încerci să le eviți cu orice ocazie pe care o ai, nu așa rezolvi lucrurile. Mentalitatea împărăției e aceeași. Doar intrând în contact, asumându-ți riscuri pe calea credinței, ai șanse să te vindeci și să crești în ce privește adevărul. Cele mai importante doctrine din creștinism sunt greu de digerat pentru mintea umană. Aduceți-vă aminte ultima dată când ați avut o divergență legată de Sfânta Treime. Nu-i ceva nou. Intelectual de clasă, le-a fost foarte greu să accepte învățătura despre Sfânta Treime. Amintesc doar unul din numele sonore, Tolstoi. Și am putea continua. Sau umanitatea și divinitatea lui Hristos. Pur și simplu te șochează când inventariezi un pic ereziile care au venit unele după altele. Le amintesc, docetism, arianism, nestorianism, sabelianism. Dacă docetismul neagă umanitatea Mântuitorului, opinând că Iisus a fost o apariție fantomatică, pentru noi e foarte greu să înțelegem astăzi ideea aceasta, dar pentru mentalitatea setată de influența platonică și neoplatonică, era foarte greu să accepți că divinitatea se poate întina cu materia. Sunt două entități care niciodată nu stau la oaltă. Apoi, cealaltă extremă, arianismul contestă divinitatea Mântuitorului, afirmând că e un fel de creatură mai evoluată decât noi. Nestorianismul susținea că în Hristos există două voințe, deci implicit două personalități. În timp ce sabelianismul nu putea accepta natura distinctă a celor trei persoane din Sfânta Treime, socotind că e vorba de, până la urmă, de una și aceeași persoană. Semănând mult mai mult cu monoteismul iudaic de care citim în Vechiul Testament. Ce înțeleg eu de aici? E că adevărul seamănă mai degrabă cu un animal sălbatic decât cu un animal de companie. Adevărul nu poate fi dresat. Adevărul nu e ceva care îl ții la buzunar și l-ai scos, l-ai domesticit, poți să-l livrezi, să îl oferi. Vedeți, de aici problema legată de infatuarea noastră, că noi deținem adevărul. Uneori și la nivel comunitar, felul în care ne relaționăm unii la ceilalți din această postură. În momentul în care înțelegi că adevărul te înhață, te depășește, e ceva care trece dincolo de capacitatea ta de a pricepe lucrurile, dintr-o dată îți dobândești umilința, postura de copil care e gata să învețe. Asta înseamnă să fii cu adevărat smerit. Nu e o chestie care te îți creează complex, care te umilește și care te desfințează, ci e ceva care cu adevărat te ridică. Adevărul este de fiecare dată mult mai complex și mai cuprinzător. De aceea avem nevoie de tensiune, mister și dileme. Tensiunea, iată traiectoriile pe care vă vom călăuzi în aceste săptămâni. Este mama clarității, secretul echilibrului, combustibilul creșterii. Zi, nu-ți dorești până la urmă așa ceva în viață? Reprezintă o invitație la discernământ, stabilitate și maturitate. Tensiunea creativă este cheia echilibrului și a bunei conviețuiri și îți oferă un întreit beneficiu. Mental, claritate. Emoțional, armonie. Personal, îți oferă creștere. Maturitatea creștină atunci ne solicită să trăim onest cu tensiunile biblice. O femeie, după ce a audiat o predică exact pe tema aceasta a tensiunilor și a contradicțiilor și a anumitor adevăruri care se bat cap în cap, apropo, poate oferă o soluție unora care fug repede de astfel de contradicții care apar în Biblie și zic nu pot să înțeleg, nu pot să pricep, n-are cum să vină de la Dumnezeu. Asta e o abordare superficială. Există o unitate copleșitoare în momentul în care te lași modelat de adevărul Scripturii. Și această femeie, audind o predică pe tema tensiunilor, la sfârșit a replicat vorbitorului: mulțumesc frumos, începusem să cred că încep să o iau razna. Vedeți, uneori
când auziți cuvântul lui Dumnezeu, aveți impresia că doar voi trăiți anumite contradicții, anumite zbateri, anumite lucruri care nu se așează în peisaj așa cum ne-am dorit. Și Scriptura afirmă, acceptă toate frământările astea pe care noi le avem până la urmă. Citesc o carte scrisă de un autor român care predă în Statele Unite, Cristian Brădățan, Elogiul eșecului. Doamne, cum poate suna cartea asta într-o cultură americană setată pe succes? Ceea ce spune omul acesta e că eșecul face parte din natura noastră cea mai profundă pe care o trăim. Succesul e o chestiune de suprafață. Oamenii care au văzut cel mai bine realitatea, lumea, care și-au schimbat percepția, sunt oamenii care au acceptat natura și realitatea eșecului. Cred că e cel mai frumos discurs pe care l-am citit cu privire la umilitate. Ce-i umilitatea, spune el, respect dezinteresat pentru realitate. Să accepți realitatea fără vreun interes, vreun parti pris în toată povestea asta. Umilitatea înseamnă să iubești adevărul mai mult decât te iubești pe tine însuți. Da, gândește-te cât de greu este în faptă, la nivel personal, să faci așa ceva. Să prețuiești adevărul mai mult decât ceea ce crezi, preferințele, gusturile tale până la urmă în viață. Asta înseamnă să trăiești onest cu tensiunile credinței. Asta înseamnă să crești, să accepți că adevărul e suveran și te poate surprinde în orice clipă. Asta înseamnă să-ți echilibrezi viața, să-ți lărgești orizontul de credință și cunoaștere. Prima temă pentru seria aceasta este sfânt și păcătos. Nu cred că puteai găsi ceva mai iritant. Cum stau cele două la oaltă? Greu de digerat și de explicat. Dictonul faimos al reformei protestante ne arată că face parte din ADN-ul mișcării cu care ne identificăm. Simul justus et peccator. Simultan suntem justificați, îndreptățiți, dar și păcătoși. Spre Bistrița există o localitate care mi-a captat atenția cu numele Și eu Sfântul. Încerc să mă gândesc cum se comportă, ce gândesc oamenii din această localitate cu privire la ei, cu privire la ceilalți, având un nume atât de frumos la localitatea din care fac parte, cărei aparțin. Cu alte cuvinte, creștinul trăiește simultan ca îndreptățit, sfânt și păcătos. Cum vine asta? Biblia sau mesajul reformei nu spune că într-o zi ești sfânt, în cealaltă ești păcătos. Ci dificultatea pe care ne-o propune e că în același timp ești și sfânt și păcătos. Ce tensiune mai provocatoare ne-am putea găsi? Pe de o parte, lucrul acesta ne reamintește adevărul crucial cu privire la noi din experiența creației și căderii. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și doi, am căzut dintr-o stare primordială și suntem capabili să ne facem rău unii altora. Un rabin spunea cu agerime că orice muritor ar trebui să poarte în căușul palmei două pietre, de o parte și de alta. Și pe fiecare piatră să fie gravat un mesaj. Pe de o parte, sunt doar praf și cenușă, pe de altă parte, pentru mine a fost creat Universul. Acesta e mesajul biblic, mesajul creației și bunul simț îți spune că exact asta e realitatea în care trăim. Până la urmă, adevărul Scripturii se insinuează prin acest sentiment, prin această intuiție de bun simț, că se potrivește cu realitatea. Exact așa s-a convertit C.S. Lewis. A înțeles că, de fapt, ce spune Dumnezeu îl convinge și împlinește cea mai profundă nevoie a sufletului. E, lucru deranjant pentru mine e că, de multe ori, în sânul bisericii, mesajul legat de păcat, de rău, e atât de mult accentuat, încât aproape că-i uitat celălalt mesaj legat de demnitatea omului. Dacă te duci la sesiuni de
dezvoltare personală, vei vedea foarte mult subliniată dimensiunea cealaltă, a demnității pe care omul are. Dar Biblia pe care o citesc vorbește despre ambele aspecte. Și uneori credibilitatea noastră religioasă se pierde în momentul în care nu știm să păstrăm echilibru, în care nu putem să afirmăm deopotrivă ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce spune Biblia. Că ești creat, făcut după chipul lui Dumnezeu și în același timp ești vulnerabil, ești expus răului și poți să faci rău altora, asemenilor tăi. Acceptarea deopotrivă a demnității umane, cât și a păcătoșeniei, este realitatea și adevărul revelației biblice. Personal, nu cred că noi putem ajunge foarte departe nici în joburile noastre, nici în relațiile noastre din familie și nici în comunitate. Nu ne vom putea niciodată relaționa corect și crește dacă nu acceptăm că orice om ne poate surprinde prin bunătate sau ne poate dezamăgi printr-o stupiditate, printr-o prostie. Una din marile revelații pe care le-am avut a fost atunci când am studiat cu biserica în seria Monarhia și am ajuns la 2 Samuel capitolul 10 la 12. Este un apogeu în ceea ce face Dumnezeu în viața lui David. Ei, despre ce este vorba? Regele Nahaș, prietenul lui regelui David, căpetenia fiilor lui Amon, moare. David vrea să își arate condoleanțe și tot respectul pentru fiul care urcă pe tron, pentru Hanun, și trimite o echipă oficială care să acorde condoleanțe, respect și prețuire din partea poporului Israel. Ei, ce se întâmplă? Influențat de consilieri, aceștia îi spun regelui Hanun: hei, tu crezi că oamenii ăștia vor binele? Vor să urmărească slăbiciunile, fisurile și să vină peste tine să te termine. Și de la povestea asta pleacă un adevărat conflict în care sunt antrenate nu doar două popoare, ci mult mai multe care vin în sprijinul amoniților. Și un cuvânt care se repetă acolo cu obstinație, cu încăpățânare, e cuvântul pustiire. Și lucru care pe mine m-a șocat e că de la o bănuială neverificată și necorectată se ajunge la un război. Mi-aduc aminte când am dat peste un text al lui Alexandru Paleologu, în care îi scrie unui prieten câteva cuvinte. Să vă cer îngăduință să vă pun partea asta din scrisoare, tocmai pentru a vedea cu acuratețe pericolele la care ne expunem în viața de fiecare zi. Nu cred că există persoană care, într-un fel sau altul, să nu se confrunte cu suspiciunea. Uitați ce spune Alexandru Paleologu. Ai o tendință de a atribui intențiuni joase, mobiluri prea puțin onorabile gesturilor altora. Poate greșite, poate nedrepte, poate excesive, dar nu neapărat infame. Cred că e la dumneata o formă de, reține expresia, naivitate întoarsă, pe dos. O naivitate nu din prea multă, ci din prea puțină încredere în semeni. Poate ai fost marcat de experiențe triste, care ți-au imprimat această pornire. Poate e firea dumitale prea bănuitoare. E păcat. Păcat pentru dumneata. Întrucât nu se poate să nu-ți întunece priveliștea vieții. Păcat tot pentru dumneata. Căci te va face să ratezi multe și poate mari șanse ale inimii. Și trei, păcat în sfârșit tot pentru dumneata. Căci o asemenea optică viciază, până la urmă, spiritul. Te enervează aproape de câte ori apare cuvântul păcat, dar îi dat cu gentilețe. Deci e forma blândă a cuvântului. Apropierea acestui text de textul sacru m-a ajutat să înțeleg gravitatea, până la urmă, pe care suspiciunea o poate aduce la nivel relațional. Nu numai că nu mai citești corect mesajul celuilalt, dar pur și simplu poate să fie destructiv la nivel relațional și inclusiv național. Să ducă la probleme grave. Prețul personal, relațional și social al suspiciunii este extrem de costisitor. Pe de altă parte, ce face David?
David, în capitolul 12, prin păcatul cu Batșeba, ignoră răul ce vine din propria inimă. Și spune undeva în partea de jos a capitolului, la versetul 17, oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab, au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și uriehetitul. De data aceasta, pustiirea, nenorocirea vine din cauza faptului că David ignoră pericolul care se află în propria inimă. Și un adevăr crucial pe care l-am înțeles, pustiirea vine în viața noastră fie atunci când ne îndoim de binele din ceilalți, fie atunci când uităm de răul ce zace în noi. A fost cel mai puternic avertisment cu privire la realitatea despre care discutăm. Hei, ceilalți îs capabili de bine, dar noi conștientizăm că suntem capabili să facem rău celor din jur. Pot să te întreb ceva. Care-i tendința ta dominantă? Să te îndoiești de bunele intenții ale altora sau să ignori abisul din propria inimă? Despre păcătoșenia suspiciunii și hidoșenia indiferenței este invitația de azi. Observați această relatare centrală din această carte a împăraților și a împăraților, a regilor lui Iuda. Până la urmă nu e o simplă narațiune despre niște fapte istorice, ci nu face decât să reitereze, să repovestească mesajul central de la început din Geneza ca ajutor pentru generațiile următoare care vor veni. O să zici, bun, înțeleg cum stau lucrurile cu demnitatea și păcătoșenia noastră, dar în ce fel schimbă lucrurile îndreptățirea? Ce aduce nou simul justus et peccator? Fiindcă în Noul Testament asta spune, Hristos a murit pentru păcatele noastre și așa cum se zicea la Reformă, am fost îndreptățiți de Dumnezeu. Cum modifică lucrurile? Sau suntem la fel ca cei din vechime? Cred că cea mai frumoasă descriere a îndreptățirii o spunea cineva. Îndreptățirea este actul creator al dreptății făcute de Dumnezeu în Hristos. În momentul în care Dumnezeu declară iertat, achitat, răscumpărat, lucrurile astea nu pot rămâne fără ecou. Lucrurile astea te modifică, îți reconfigurează absolut toate relațiile. Identitatea ta, cine ești, felul în care te înțelegi și cum te raportezi mai departe la ceilalți. Cel mai important lucru care se întâmplă după această declarație e că ni se schimbă statutul. Așa spune Scriptura, am fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Exact asta înseamnă să fii sfânt. A fi sfânt are de face în primul rând cu ceea ce ești și abia apoi cu felul în care trăiești. O să te surprindă, dar din punctul meu de vedere este o distinție crucială. Majoritatea oamenilor când au cuvântul sfânt se gândesc la integritatea morală a unei persoane. Nici de cum la identitatea, povestea pe care o poartă în suflet. Cel mai bine m-a ajutat să înțeleg cum funcționează lucrurile mărturia pe care am auzit-o din partea mai multor tineri care îmi spuneau în anumite contexte când erau departe de părinți și alții se destrăbălau și își dădeau cu viața de gard. Au zis, în momentele respective, oricât de mult aș fi vrut să-i urmez pe ceilalți, în cap îmi răsunau cuvintele mamei. Să nu uiți niciodată că ești un fiu de Dumnezeu sau o fiică de Dumnezeu. Observați? În momentul în care te percepi într-un anumit fel, asta îți dă putere să te raportezi, să te comporți până la urmă în relația cu ceilalți. Identitatea îți activează moralitatea, nu invers. Accept că, până la urmă, rânduiala, practica sfințeniei, a moralității, îți influențează percepția, îți de acord. Dar de unde pleacă lucrurile în proiectul sfințeniei? Exact din identitatea, povestea pe care o crezi, cu privire la sinele tău. Iată deci întrebarea crucială pentru noi. Ce cred în adâncul sufletului? Care e narativa cu care mă identific în cele din urmă? Aceea
că sunt un ratat sau că sunt un preiubit. Asta face diferența radicală în felul în care ne vom comporta. O să aduc două texte biblice scurte, Romani, capitolul 6 cu 11, e un punct culminant pe care Pavel își construiește argumentul adresându-se bisericii din Roma și spune tot așa și voi înșivă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ăsta e cuvântul cheie. Considerați-vă. Asta nu e așa un efort pe care îl faci în vid, ci pur și simplu înseamnă să omologhezi o realitate. Există ceva în identitatea ta și tu trebuie mental să te conectezi. Asta e diferența dintre gândirea pozitivă și ceea ce ne invită Biblia să facem în textul acesta. Celălalt text, nu prea ne simțim confortabil cu spațiul din Corint, cu tot noi anul de probleme și de imoralitate. Nu ne-ar plăcea să ne spunem că suntem membri într-o astfel de biserică. Și uluitor, cum își începe Apostolul Pavel și din ce probleme grele va trata în scrisoare, în primele două versete, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Către cei ce au fost sfințiți, chemați să fie sfinți. Sunt două lucruri conectate, legate. Ai fost, trăiește ca atare. Asta e chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Ești un sfânt, doar că mai trebuie să și demonstrezi ceea ce crezi cu privire la tine. Identitatea îți determină până la urmă conduita și caracterul. Asta îți influențează cel mai mult ceea ce vei deveni în continuare. Ceea ce ești dictează în cele din urmă cum trăiești. Dar ce înseamnă simultan să accepți despre tine că ești și un păcătos? Poate elementul cel mai delicat, mai ales pentru cei care suntem în spațiul evanghelic. Personal, cred că una dintre erorile de sistem cu care operăm este faptul că înțelegem ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni 5, 17, cu 17, fie ignorând, fie negând realitatea păcatului. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce asta? Că după ce te-ai botezat, te-ai întors la Dumnezeu, nu mai ai nicio problemă, niciun bai. Ei, bine ar fi, eu cred că e o iluzie, așa cum vom evidenția imediat, periculoasă, mai ales pentru cei care se întorc la Dumnezeu. Experiența convertirii pentru mulți înseamnă o diminuare a realității păcatului, iar când îi subestimezi puterea, nu prea ai sors de izbândă, nu-i așa? Răspunsul, cred că îl oferă apostolul Ioan, bătrânul Ioan, în una din ultimele scrisori pe care le scrie la sfârșitul vieții, 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 5 la 10. În epistola asta, el vine în întâmpinarea a două erori diferite legate de același subiect. Prima o găsim aici. Și acesta este mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi-l vestim. Dumnezeu este lumina și în el nu este urmă de întuneric. Dacă spunem, reține repetiția aceasta, că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, evident, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Acum, dacă ai mai citit textul acesta, întâmpină o problemă. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, până aici e ok. Dar de ce mai avem nevoie ca sângele lui Iisus Hristos să ne curățească? Observați? Înseamnă că umblarea în lumină comportă o încărcătură aparte. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Sau cum spune NTR-ul, ne ducem în rătăcire pe noi înșine. Și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele
și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul nu și cuvântul lui nu este în noi. Doamne, cu câtă ușurință ne putem ascunde în spatele unor cuvinte, a unei realități, a unor concepte de părtășie, spiritualitate. Și Ioan le destramă toate acestea și ne arată calea anevoioasă a părtășiei, identificând o primă iluzie, iluzia perfecționismului, iluzia inocenței. Că după ce te-ai întors la Dumnezeu, nu mai ai probleme sau ai probleme minore, dar nu te mai întâlnești cu situații grave. Și el identifică trei sminteli în textul acesta. Prima dintre ele este ipocrizia. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. A doua este autoamăgirea. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine. Și trei, împietrirea. Dacă zicem că n-am păcătuit, până la urmă îl facem mincinos și negăm toată realitatea adevărului și a cuvântului lui Dumnezeu. Remediul este și el la îndemână. Alternativa ipocriziei este onestitatea. Gândește-te la prieteniile pe care le ai, la relațiile sau experiențele care ai simțit că îți trezesc sufletul la viață. N-au fost cele de onestitate care ai putut să privești la o problemă, chiar dacă nu-ți convin anumite lucruri. 2. Vindecarea de autoamăgire se face prin mărturisire. În momentul în care poți să povestești cu cineva, inclusiv dimensiunea aceasta mai seculară, în care oamenii simt nevoia să vorbească despre lucruri personale, până la urmă surprinde o nevoie interioară de a descărca cuiva poverile și problemele pe care le purtăm. Ei, asta te ajută să înțelegi că nu mai rămâi singur în viața asta, că sunt oameni care te ajută, care sunt lângă tine. Și 3. Tratamentul pentru împietrire este rezolvarea imediată sau neîntârziată a păcatului. Unul din lucrurile care mă fascinează sunt formele prin care ajungem să ne facem rău unii altora. Unii au o adevărată reacție, soripilați numai când au avut cuvântul păcat. Dar gândește-te altfel. Oare care sunt formele în care noi ajungem să ne rănim unii pe ceilalți în viața de fiecare zi? Iată câteva lucruri. Din neatenție, din neglijență, din indiferență, anumite forme de rău șocante, cum e crima sau imoralitatea, dar răul inobservabil al indiferenței este extrem, extrem de nociv. Excesul de zel, apatia, lipsa de zel, pripa, durerea. Observația pe care am făcut de-a lungul anilor e că de multe ori ne facem mult rău datorită unor dureri pe care le purtăm în trecut, în sufletul nostru. Și uneori încăpățânarea sau împietrirea. A trăi cu iluzia perfecționismului este o afacere extrem, extrem de riscantă. Mă gândesc doar la cei care nu-și pot asuma nimic la nivel de relație în legătura maritală, să nu poți să-ți asumi nimic dintr-o relație, cât de costisitor poate să fie lucrul acesta. Cum poți să fii autentic în relații dacă nu ești onest? Cum vei putea să te conectezi cu oamenii dacă nu reușești să fii autentic? A minimiza sau nega realitatea păcatului te poate costa scump. Prețul plătit pentru această iluzie este superficialitatea în relații și, până la urmă, împietrirea. Există situații în care oamenii se împietrește și nu mai pot continua în aceeași relație. Dar cum rămâne cu cealaltă sminteală? Păi uite cum rămâne. 1 Ioan capitolul 3 de la versetul 7 la 10. Copilașilor, nimeni să nu vă ducă în rătăcire. Cel ce face dreptate este drept, așa cum acela este drept. Cel ce face păcatul este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, atenție, nu trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. E o reacție alergică. Nu poți continua să trăiești într-un anumit fel.
și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu face dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. A trăi în integritate și a ne iubi semenii sunt cele două componente care definesc până la urmă ce înseamnă să trăiești corect înaintea lui Dumnezeu. O a doua ispită pe care o identifică Ioan este iluzia resemnării. Bă, asta e realitatea, n-ai ce face. Toți trăiesc, toți fac la fel. E o scuză românească foarte neaușă. Și textul până la urmă identifică că nu păcatul accidental este problema, ci cel habitual. Asta e problema pe care o tratează partea a doua. Două texte la distanță destul de mică, unul de celălalt, care ne conștientizează cu privire la două pericole majore. Complacerea în păcat poate fi asemănată cu o moarte lentă și insesizabilă. O formă de cancer neidentificată la timp, într-o fază incipientă, se poate dovedi fatală. Și poate aici vrea să ne țintuiască Ioan când vorbește despre ispita resemnării și complacerii. Și întrebarea e, bun, ce soluții practice avem? Sunt trei cuvinte care poate ne vor ajuta să ne construim și să ne regăsim tonusul spiritual în fața provocărilor. Onestitate, umilitate, sobrietate. Onestitatea îi acest respect dezinteresat pentru realitate. Umilitatea înseamnă să ai puterea să te cobori sub mâna lui Dumnezeu și a Hristosului Său și să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Iar sobrietatea e o combinație foarte interesantă între buna judecată și capacitatea de a spune nu, de a pune frână în viață în momentele importante. Astea cred că sunt cele trei linii directoare care ne ajută să navigăm această mare învolburată a ispitelor. Onestitatea implică curajul de a trăi în realitate, umilitatea pe cel de a face față eșecului, iar sobrietatea amestecul regal de judecată sănătoasă și înfrânare. Concluzia spre care aș vrea să vă îndrept atenția la final este aceasta. Între iluzia perfecționismului și ispita resemnării, poate că există și opțiunea asumării. Un tânăr care nu contenește să mă uimească este sportivul de origine suedeză, Armand Duplantis. Este un fenomen în lumea atletismului și a stabilit pentru a șasea oară un nou record mondial la săritura cu prăjina. Anul trecut, în Franța, a adăugat un centimetru la propriul record, sărind 6 metri și 22 de centimetri. Iar în 2024 a reușit să-l îmbunătățească cu 2 centimetri, sărind 6 metri 24 de centimetri. Campion olimpic la Tokyo în 2021 și multiplu campion mondial are următoarea deviză. Un nou centimetru în plus. De aceea, provocarea pe care ne-o lansează e atât de actuală. Însă ceea ce mă uimește cel mai mult la el e observația pe care o face că onestitatea cu care a recunoscut că frustrările, nereușitele, și citez, lucrurile care nu îmi plac, care nu îmi convin, mă fac să înaintez cel mai mult. Asta înseamnă să fii onest, să-ți asumi, să poți să trasezi teritoriul în care ai ajuns, să-l cartografiezi și să spui, asta e viața pe care o am. Păcatul e ispita de a trăi sub imperiul unei iluzii. Fie a inocenței, fie a neputinței. Realismul onestității este tensiunea creativă a identității și neîmpăcării. Care dintre ele îți lipsește? Fiule
să nu uiți niciodată cine ești. Și doi, căci cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică, reamintindu-ne cine suntem și demonstrând un respect dezinteresat pentru realitate.